Și uite, vasele de aici, de pe etajera aceasta, sunt cele mai vechi obiecte realizate de om și descoperite în județul Buzău. Adică în Neolitic. Da? Din Lutars, oamenii atunci făceau mai multe obiecte. Iată, aici vedem, de exemplu, un opaiț folosit pentru iluminatul încăperilor. Bineînțeles că nu exista curent electric, da? În epoca pietrei. Tot aici, lângă opaiț, vedem niște... Da? Aici, sus, vedem o măsuță de cult, la 2, folosită în cadrul ceremoniilor magice, religioase, da? Se puneau acolo plante sau ciuperci, halucinogene, poate, da? Și se ardeau și... Aceasta, mai multe unelte, da? Și arme, făcute din piatră sau care au, iată, de exemplu, săgețele de acolo, au vârfurile făcute din silex, care este o rocă foarte, foarte dură, da? Folosită pe scară largă în epoca pietrei. Mai vedem aici o seceră. Și depuneau ofrande pentru zeii lor. De ce zic pentru zeii lor? Fiindcă această zeiță avea și o pereche, o zeitate masculină, reprezentată de obicei printr-un mascul cu coarne, un taur sau un berbec. Da? Și, deci, cu siguranță, unele dintre aceste obiectele pe care le vedeți aici, le-ați putut observa și în epoca anterioară. De ce m-am oprit lângă această vitrină? Pentru că vreau să vă arăt aici niște arme și unelte făcute din bronz. Și pentru că voi sunteți, vă pricepeți la chimie, cine îmi spune ce este bronzul? Ce este bronzul? Este un aliaj. Ia să vedem. Uite, mi-a spus colegul vostru, da, cupru și cositor sau cupru și stanul. Bine? Deci, acum 5.000 de ani, în această perioadă, aici, în zona țării noastre, trăiau dacii, despre care voi ați învățat mai multe lucruri la școală, da? Cine au fost dacii și romani? Cine au fost? Și noștri, da, așa am învățat la școală. După cum vedeți, plecând de la obiectele de aici din sală, dacii n-au cum să construiască nici tuneluri pe sub Carpați, nici n-au inventat civilizația, da? Dimpotrivă, nici măcar nu știau să scrie și să citească, da? Dar nu era ceva specific lor. Exceptându-i pe greci și pe romani, celelalte popoare care trăiau în epoca pietrei, nu scriau și nu citeau. Au ajuns în zona. Eu am angajat ca, așa cum se vede în aceste desene,
pe răspunde, de sabie, de exemplu. Da? De suniță mică, da? Sabia o prea. Nu puteau fi tăiați cu asta pe ele. Iar aici, iar în toată Europa medievală, biserica a avut inițial acest rol de răspândire a culturii și a alfabetizării. Aici, în spatele meu, este o fotografie cu o clasă de elevi de acum 100 de ani. Nu sunt toți grețuite, sunt și două fete aici. Da? Din această colecție, oricum sunt cele mai frumoase, mai interesante telefoane, însă în depozitul nostru se află peste 400 de aparate care constituie cea mai mare colecție de telefoane din țara noastră. Eu vreau să vă arăt regele acestei colecții. Este vorba despre telefonul de aici, de la numărul 4. Are 126 de ani. Este un telefon Ericsson. Da? Și atât el, cât și celelalte telefoane din colecția noastră, deci toate sunt funcționale. Da? Deci acest telefon, după 126 de ani, adică este funcțional. Cred că ați văzut mașinile mele de aici, în stânga mea. Da? Ați văzut? Aici este ilustrat războiul de independență. Puteți vedea soldați buzoieri care au luptat în războiul de independență și o parte din, o mică parte din armele lor. Deci expoziția asta începe așa, cam în jurul anului 1800 și se încheie cu Revoluția de la 1989. 200 de ani de istorie. Am putea sta de genul să întreag aici. Din păcate n-am în timp. În sectorul următor sunt cele două războaie mondiale. Da, arme, bineînțeles, arme și cele două războaie mondiale. Acestea sunt din primul război mondial, iar acestea din al doilea război mondial. Știe cineva când începe primul război mondial, când a început? Aveau argintărie, da, cum vedem aici. Mobilier scump, pianină, aveau cei mai bogați dintre cei mai bogați, bineînțeles. Erau și boiernici. Da, știu că nu vă spune nimic numele acesta, însă uite, îl vedem, haideți să-l vedem mai întâi pe Dumitru Darma, acolo, da, unde arăt eu cu mâna, este, îl vedem bătrân, cu globul pământesc. Da? Și lângă ușă, tot acolo sus, tânăr, avea cam 20 de ani. Ei, dar ce a făcut Dumitru Dan? De am dedicat noi o expoziție aici, în Muzeul Județean Buzău. Dumitru Dan ai...